Bună, v-a fost doar de mine? Probabil că nu. Așa că nu o să insist pe tema asta. Vă întrebați ce vedeți în imagine? Cu siguranță nu pe mine. Este o bucățică de desen. Desen făcut de mine, desigur. Voiam să pun altă poză, dar am zis că poate mă ia cineva la rost pentru drepturi de autor. Mă scuzați dacă se aud niște zgomote ciudate. Încerc să-mi găsesc poziția. Hmm, dar de ce vorbesc așa? Se pare că vorbesc forțări, nu? Ne, se mai întâmplă. După cum vedeți în titlu pe care l-am pus, sau pe care urmează să-l pun, pentru că deocamdată doar înregistrez, voi vorbi despre școala vieții. Ce este școala vieții? Ei bine, The School of Life este un canal foarte mișto de YouTube și vă recomand să vă uitați. Știți de ce? Pentru că este pentru oameni deștepți. Da, este în engleză. E proiectul unui băiat, un filozof modern, pe bune, adică nu e vorba despre mine, că eu nici măcar nu sunt băiat. Uh, Alain de boton. Vă recomand să vă uitați. De ce? Pentru că v-am spus, e ceva inteligent. Dacă vreți așa mai de cartier chestii, vă recomand să vă uitați la cronici de cartier. Nu știu dacă ați auzit, este celălalt proiect al meu. Dacă vreți să-mi vedeți și fața, puteți să căutați Croniș de Cartier și să vă uitați acolo, să mă vedeți în toată splendoarea mea. V-am spus, pe canalul ăsta al meu nu mai fac... <laughs> nu, mai fa nu mai fac, doamnă profesor, nu mai fac um, video pentru că vreau să înregistrez atunci când am eu chef și nu vreau să stau să mă mai aranjez. V-am mai spus asta și data trecută, nu... Nu mai repede, dar deja am făcut asta. Astăzi vă vorbesc despre școala vieții. Școala mea. Dacă auziți ambulanță să știți că așa se întâmplă. It's live. N-am ce să fac. Școala vieții. Ei, și aici la ce mă refer? U, uitați, se vede o umbră. Este chiar umbra mea. Să vorbesc, o să vă vorbesc și despre umbră. Cu altă ocazie. Despre uh, individuație. Procesul de individuație. A lui Carl Jung. Știți cine este Carl Jung? Este un mega... Bine, nu mai este, că a murit. Dar nu contează, o să fiu eu urmașa lui. O să ajungem și acolo. Bun, școala vieții, gata, nu mai mai fac nicio prezentare. Intru direct în subiect. O să vă spun despre anii mei de școală. Da. Vă interesează foarte tare. Mă gândesc că nu, dar... Este foarte mișto să înveți în experiențele de viață ale celorlalți. De asta, vă recomand să ascultați în continuare, dacă sunteți curioși. Sunt un om ca oricare altul. Nu o să zic că sunt special, n-am nimic în plus, nimic în minus. Nu sunt fost frumos cu ăstea în frunte. Dacă n-ați mai auzit de asta, vă recomand să știți bazme. Sunt extraordinar de pline de înțeles. Ok, gata. Acum chiar, chiar încep. Totul a început în 1997. Nu atunci m-am născut. M-am născut în 1990. Pentru cei interesați. Am mai spus asta. Dacă mă urmăriți de mai mult timp. Dacă de abia ați ajuns pe acest canal și încă nu ați dat X și încă ascultați, da, m-am născut în 1990. În 1997 am început școala, primul an de școală, în clasa 1. Am fost clasa 1B, de la Brad, de la, de la Brad Pitt chiar. Um, ce, ce să vă spun? Eram cea mai mare din clasă, și ca vârstă, și ca înălțime, și ca greutate, și ca inteligență. Da, le aveam pe toate. Uh, am fost și fa clasei, în 1-4, tocmai pentru că, v-a spus, era cea mai mare, și așa. Um, ce făceam atunci? În perioada aia, nu știu, învățam, învățam foarte bine, eram cea mai bună din clasă. Asta nu o zic așa, adică puteți să verificați, puteți să întrebați alți oameni. O să, o să aduc, o să-mi aduc martori la proces. Nu că m-ar interesa, adică nu vă gândiți că este relevant pentru foarte multe persoane ce rezultate ai avut când erai în clasele 1 și nici măcar ce rezultat ai avut la facultate. Adică asta nu, nu, contează foarte mult. Numai dacă ai argumente, dacă ai argumente bune să zici că frate am lucrat, n-am putut să mă dedic, da, atunci să zicem că e o scuză bună. Dar de, de ce deviezi de la subiect? Ok, unde sunt Da. Și în, clasă, în clasele 1-4, ce făceam? Ascultam 3 sud -est. Asta, asta îmi place și cel mai mult Îmi luam revista aia, Atomic Cu CD-uri, ascultam CD-uri Mă uitam pe MTV Pe VH1 Îmi plăcea emisiunile alea Cribs uh, Lifestyle of the Rich and Famous uh, Mă imaginam și eu în fața scenei În fața uh, a mii de oameni În fața scenei? Nu în fața scenei, pe scenă În fața a mii de oameni Mă gândeam că o să am o carieră strălucită la Hollywood și că o să fiu actriță, o să fiu cântăreață, o să fiu public speaker, de, de, toate. Bine, atunci nu știam eu de public speaker, acum zic, când fac de la mie. Dar aia cu o actriță, da, asta, asta vreau să fiu. Mi-am ratat cariera, știu. Um, da. Și cel mai mult îmi plăcea engleza, pentru că mă învățatem de la Cartoon Network să știți că este, este ceva științific, nu sunt eu geniul nedescoperit al cartierului militari, nu. Dar este foarte normal, ca în perioada dintre unul, dintre, un, o, dintre un an și șapte ani, să înmagazinezi foarte multe cunoștințe. Atunci este perioada în care se înregistrează foarte multe informații în creierașul copiilor, și atunci e cea, cea mai bună perioadă să. Înveți limbi străine, diverse skill-uri, etică, etică, așa că țineți cont dacă aveți frați mai mici sau aveți copii sau sunteți voi copii, deși ce căutați pe YouTube, what hell, ce fel de părinți aveți. Așa, să trecem mai departe. În 5-8, în 5-8, m-am dus la clasa de engleză intensivă, am ajuns la, uh, acum eram la litera A, în 5-8. Uh, clasa de engleză intensivă... Să vă spun, era cea mai bună clasă din școală. și a rămas în istoria școlii. Dar um, mi-a plăcut, nu, nici de, nici de cum. Eu am trăit de așa mai pe sărăchie, nu. Pot să zic că sunt Bill Gates. Și a fost destul de greu. E greu să fie așa un copil mai sărac printre alții, mai ales într-o clasă unde competiția era foarte mare. Na, eu nu permiteam să fac meditații la toate materiile Cum făceau ceilalți, făceau și la desen că adică eu n-am făcut meditații niciodată nici, nici măcar să mă pregătesc pentru capacitate, nici măcar pentru bac uh, Da, și oricum le-am luat pe ambele cu note destul de mari Așa ca să, dacă vreți să știți mm. Mm, Mi se pare că e foarte plictisitor ceea ce vă povestesc Nu vi se pare? Ah, lăsați mi în comentarii cât de plictisitor vi s-a părut de pe de la 1 la 10. 10 fiind foarte plictisitor. De fapt, nu. 1 fiind foarte plictisitor. Vedeți, deja bat câmpii. Da, 5-8. Și în 5-8 ce făceam? Era perioada asta de adolescență, am, început să ascult R&B, îmi plăcea foarte mult Asher, eram fan, îmi plăcea Sean Paul, uh, Shakira, ce mai era pe atunci? Outcast. Uh, Pussycat Dolls <laughs> Da, 5-8 Am început să să țin jurnale Să citesc mai mult uh, Nu avem internet Internet am avut de-abia La liceu, dar încă era băută acolo Da, și când s-a terminat 5-8 am fost super fericită Că am scăpat de colegii mei fițoși Și în sfârșit Eram liberă Așa că M-am dus la un liceu din cartier, un liceu destul de bun dar uh, nu de fițe, pentru că mă, mă sturați deja, adică nu, nu mai puteam nu mai, mai făceam față, recuros că am și eu niște limite așa că la liceu am uh, fost la liceu cu profil economic, ce înseamnă? asta înseamnă că am învățat uh, marketing, uh, contabilitate uh, ce naiba am mai învățat, uh, matematică M2 more or less les, adică am luat uh, doi în teză, în clasa 12 -a, pentru că eram atât de frustrată că nu înțelegeam integralele și toate lucrurile alea pe acolo, încât uh, lipseam destul de des. Mă mai întâlneam cu profa pe, pe coridor și mă întreba unde te duci și eu îi ziceam mă duc <laughs> și eu, adică <laughs> na, nu puteam să zic, frate, e de parcă aș asculta chineză, nu, nu înțeleg nimic. Și cu toate astea am luat pe acolo, am luat șapte și ceva chiar la mate. Pentru că a fost M2, dacă era M1, probabil nu-l am nici până ziua de azi. Eh, trecem peste. Da, și ce făceam? Am trecut la liceu? Da, am trecut la liceu. Um, în liceu, ce făceam în liceu? Păi în liceu am apucat să ascult muzică din aia ca lumea bună, rock era perioada aia când toată lumea era emo. Eu nu eram emo niciodată, m-am considerat emo. Uh, poate așa, mai am și câte, câteva faze de-a lungul, uh, de lungul timpului. Câteodată sunt emotional, dar uh, nu, nu eram, nu voiam să mă tai, nu... Mai făceam câteodată părul cu placa, cei drept, că, na. Dar uh, nu, nu am făcut parte din curentul emo. Atunci ascultam foarte, foarte mult Disturbed, Corn, System of a Down, uh, Him. îmi plăcea foarte mult. Am fost la concertul lor. A fost epic. "Vilevalo is the, is the man. The man with the plan. Da, și ce mai făceam în liceu? Bă, chestia din asta era în perioada mea berebelă. Făceam catfishing. Bă, am avut internet. Pe internet făceam catfishing. Dacă nu știu ce înseamnă, Google it. E interesant ce mai făceam? Eram foarte răuță, ca să zic așa. dar Să trecem, trecem, peste. Nu vă mai dau detalii. Important este că a fost super tare în liceu. Dacă sunteți la liceu sau dacă urmează să faceți la liceu, vă zic că e o perioadă super mișto. Nu aveți grijă. Dar aveți grijă la anturaje. Să nu vă băgați cu cine nu trebuie. Uh, bun. Facultatea am început-o în 2009. M-am dus la facultatea de comunicare și relații publice. Deci eu sunt pregătită în momentul ăsta să fiu PR. PR specialist. Asta scrie pe diplomă. Sunt licențiată specialist în comunicare și relații publice. Dacă aveți nevoie de un PR bun, apelați la mine cu încredere. Ce să vă spun despre facultate? Nu știu, eram în in my 20s la 20 de ani încă nu prea știi foarte multe despre viață, încă mai, încă mai cauți. Carl Jung, din nou ajung la el, spune că viața începe de abia la 40 de ani. Până atunci doar te pregătești. Mai am până atunci. E, și asta ne aduce în prezent. M-am scris la a doua facultate. Aceasta este pam, pam, de psihologie. Așa că vă aștept peste un timp o să fiu psiholog acreditat. Vă aștept la mine cu uh, terapii alternative uh, pe care o să le, le inventez eu. Uh, nu glumesc, desigur. O să, o să fie ca la carte. Sau poate că nu. Vreau să inventez un nou tip de terapie. Dar am vă zic că îmi vreau să-mi fure nimeni ideile. Dar uh, o să vă placă. Vă, vă asigur. Ia uitați eclipsă solară. Mm, da. Și acum am 31 de ani, dacă vă întrebați Nu știu dar acum ce mai ascult? Nu ascult uh, Florin Salam Dar uh, dacă cineva ascultă nu, nu am chestii din astea să, să judec oamenii În funcție de ce ascultăm Sau în funcție de ce fac Îi uh, judec în funcție de Cum se poartă față de alți oameni Față de animale Față de mediul înconjurător V-am spus de atâtea ori în toate videoclipurile mele Videoclipuri Înțelegeți voi um, Sunt de acord cu orice basically, Atâta timp când nu faci rău altcuiva Sau animalelor Sau Altor ființe vii Orice e, este permis Fiecare face ce crede și ce experiență vrea să aibă în această viață? Da. Să concluzionăm? Școala vieții se leagă în vreun fel de școală? Nu. A zice că poți să structurezi niște idei principale, niște etape în funcție de în ce clasă erai la momentul respectiv, dar nu școala asta la care te duci contează, contează mai mult experiențele pe care le ai și e cel mai frumos să le ai pe toate la timpul potrivit, adică nici să nu te grăbești să crești prea repede pentru că este adevărat ce se spune, eu capcană, nu vă grăbiți să creșteți prea repede, bucurați-vă de copilărie, nu vă gândiți mult prea în viitor, dar nici nu trăiți în trecut. Să vă gândiți că, că, dacă făceam așa, ar fi fost mai bine. Nu. Gândiți-vă că din absolut orice experiență, fie pozitivă sau negativă, aveți ceva de învățat. Și, da, școala vieții. Sunt mulți care își pun pe Facebook că au absolut școala vieții. Ar fi bine să fie așa. <laughs> Și nu cred, nu-i, nu cred și mi se pare amuzant ca să nu zic penibil, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar uite că tot mai am zis și că asta e dacă vă simțiți și vreți să mă înjurați, puteți să mă înjurați, dar o să vă răspund și eu la înjurături <laughs> pentru că așa, așa sunt. Așa sunt eu, da. Bun, deci v-am plițit destul. Sper să aveți o viață minunată de învățături și ne auzim data viitoare cu alte subiecte interesante știu că episodul ăsta a fost super, super plictisitor, dar mi-a fost destul de somn, așa că mulțumiți-vă cu ce aveți asta e concluzia, mulțumiți-vă cu ce aveți da, bine ne mai auzim, lăsați comentarii și spuneți-mi ce, despre ce vreți să vorbesc bine Pa,